Asta a fost din dragoste. 200 de lei. Ba da. 20 de euro. Ok. Wow! Dar bineînțeles, nu uitați de frații noștri de la Mr. Beat, care este cel mai fresh casino licențiat din România, unde veți găsi tot ce aveți nevoie pentru o seară plină de distracție. Cele mai fresh și noi sloturi, cele mai puternice meciuri și cele mai frumoase eventuri din lume le găsiți doar pe Mr. Beat, împreună cu cea mai frumoasă echipă de asistență care vă rezolvă absolut orice problemă. Și bineînțeles, vă puteți juca pe absolut orice device, indiferent că ești pe laptop, pe calculator, pe telefon, pe tabletă. Puteți accesa Mr. Beat absolut oricând, oriunde și cu orice. Așa că nu uitați, Mr. Beat, aveți link-ul în descriere. Buenos dias, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Astăzi o să facem un vloguleț unde îi vom da bani iubiticii mele la fiecare sărut. Să vedem cum o să reacționeze și ce o să creadă. Dacă mă pupă așa frumos, îi dau ba 200 de lei, ba 100 de euro, ba 5 euro, ba 10 lei, ba 5 lei. Depinde de sărut. Dacă mă sărut așa din suflet, îi dau mai mult. Dacă mă sărută doar așa, o să-i dăm cât mai puțin. Avem aici câțiva bănuți pregătiți. Avem 5 euro, 10 euro, 100 de euro, 50 de lei, 100 de lei și de 200 de lei. Trebuie să mergem să facem roșii de 1 leu, 2, 5 lei, 10 lei, pentru că nu am mărunt, dar să vedem ce o să creadă despre asta. M-am gândit că ar fi așa un mini prank, dar nu-i prank, nu știu. Așa că nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și hai să-i dăm drumul la treabă. Mergem! Papuci, da? Papuci, papuci, papuci! Da, primești, papuci! Oh, dar ce se întâmplă? Ce bani, atâția, am buzunare. Secret, doar în urmă secret. Păi și mi dai mie? Da, să-ți dau ție. Păi, așa, nu vine mie să-ți dau ție. I love you. Ia. Mi dai pe tot? 5 euro. Păi? Așa, vine mie să-ți dau bani. Îmi dai tu bani să mă duc să-mi iau papucii? Da. Da, da. Haide. Măcar afară este o zi așa mai înnorată. Astăzi nu este caniculă, nu este căldură aia și este perfect. Îmi place mai mult așa că deja jur că de nu m-am săturat de căldura asta. Și eu. Deci efectiv chiar m-am săturat. Un leu. Un leu. Ce mă, el? Îl punem la colectă. Îl pui la colectă. Da, ce faci? Îmi dai bani când te pup? Nu știu, poate că da, poate că nu. Da, da, da. Și dacă ne pupăm așa cu limba? Nu știu, depinde cum mă pup tu. Dacă mă pup așa pe interes, doar că vrei bani, atunci îți dau de un leu. Dacă mă pup așa din dragoste sau cumva, sau așa drăguț, atunci îți dau mai mult. Ok. Apar numai să nu-mi stau pe mine. Asta a fost din dragoste. Da, am zis că a fost din dragoste. Minți! Nu a fost din dragoste, a fost să-ți dau bani. Că te simt. Nu e adevărat. Bine. Bine. Aici este și bestiuța noastră care trebuie spălată, că n-am mai spălat-o de ceva timp și tot a plouat pe aici. Opa. Saca, paca. No. Dacă tot îmi dai bani așa și ai bani și vrei să-i dai... Dar nu ți-i dau așa oricum, trebuie să, nu știu, trebuie să mă pupi. Pentru că îmi trebuie papucei, că tot, să fie așa faină, ca să fiu cea mai frumoasă pentru tine. Vrei să-ți iei papuși cu toc? Da, trebuie sandalii sau ceva, sau pantofi, nu știu. Ca să fii frumoasă pentru mine? Da. Păi da, pentru mine ești frumoasă și așa, desculță. Dar nu desculță. Dar trebuie așa ceva mai special, că știi, ești special. Da. Știi, tu fii și specială cu tine, nu? Da. A, atunci, mai ales că mergem acolo la botez, la familia ta și să fii frumoasă, plăsică. Da? Da. Nu? 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 Da, chiar îmi dai! Hai că-ți dau, ce să fac acum, dacă m-ai convins așa frumos, uite, îți dau 200 de lei. Oh my god, I love you! I love you! Dar cât costă o pereche de tocuri? Să mă văd dacă știu. Depinde, dacă vrem din aia speciale pentru prințese, atunci nu. Da? Da. Tu ești prințesica? Da! Da? I love you! Hai că-ți mai dau nici prea mult, nici prea puțin, îți mai dau 10 euro. Mulțumesc! E bine? Da! Înainte să mergem, scoteam papuci. Nu vreau bani, dar mi-e fomică. E fomică? Da. Și vrei să mă duc să-ți iau de mâncare? Da. Da? Și nu vrei bani? Nu. Nu? Vreau doar mâncare.
N-am mâncat toată ziua și 6. Vrei în loc de bani să-ți dau aripioare crispy? Nu. Deci nu vrei crispy, nu în loc de bani? Nu. Nu? Dar vreau ceva ce n-am mâncat de mult, mult timp. Vreau shawarma. Vrei shawarma? Da. A, măleu. O shawarma picantă. Da, 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 da. I love you. I love you. E mai luat aici un Crispy House. Nu știu dacă în alte județe este Crispy House, dar efectiv mi se pare cel mai bun pui, de la care efectiv nu ți-e rău după. Dacă mănânc KFC, zici că m-a lovit trenul, dar dacă mănânc ăsta, cred că e ok. Pentru că cred că e făcut la air fryer de ăla, nu în ulei. Chiar așa e. Ai spus că vrei tocuri, nu haine. M-ai mințit, m-ai indus în eroare. Păi am găsit asta care e mega drăguț și m-am gândit că merge mega drăguț cu ăștia și gluam, dar astea nu le-am făcut și am găsit și astea pentru. Da? Da. Hai că-ți dau pentru acest pupic. O, toți? Nu, nu, nu. Toți? Nu, nu, nu. 10 lei. Ok, plăcere. Hai că-ți mai dau. Hai, dacă te-am scos din greșeală, ți-l dau. Thank you. Bun, băieți, am ajuns acasă și acum, iubirea mea, haide, arată-ne ce ți-ai cumpărat din banii de pupicuri. Haide, ieși să te vedem. Fine, 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 da. Fine? Fine, da, fine. Fine. Îți place? Nu-mi place 100%. De ce? Nu știu, mi se pare că arată așa vulgar. Vulgar? Ce să arate vulgar? Nu știu, așa partea de jos. Și ideea e că la păpuce ăștia m-am filmat în tot mall-ul și n-am găsit. Și am găsit pe ăștia care spune mi-a 36, dar sunt un pic largi. Și sper să crească piciorul în două zile până mergem. Ca mersul largi. Deci tocurile astea. Da. Da, ok. Pantalonii ăștia mie îmi plac. Pantalonii ăștia, da, și mie îmi plac. Bluza asta, pare așa. Mie asta îmi place cel mai mult. Pare un pic de babe, dar mere. Mie asta îmi place, așa elegantă. Și mă rog, topul ăsta o să vă iau altceva, mai găsesc eu un dulap. Nu știu încă ce, dar o să găsesc. Dă-mi notă, la ce mi-am cumpărat? De jos în sus 10, de la burtă în sus 3, 4. 3, 4, ăsta are 10. Ăsta e... Da, zici că ești mătușii, nu? Da, zici că-s Chanel, mă. Deci astea ți-ai cumpărat tu din banii de pupici. Da. Da? Da. Plus mâncare. Plus mâncare, și mai da. Am un pic de bani. Mai ai? Da. Facem un mes. M-am încălzit. Încălzit? Da. Hai că iau eu. Nu. Nu. De ce? Nu-i voie. Da, te-am pupat. Te-am pupat? Da. Uite, de câte ori că... Da? Da! Bine, hai că... Pentru acest pupic îți dau... Nu a fost chiar așa de suflet. Ba, da. Da, 20 de euro. Ok, mulțumesc! Accept! Accepti? Da! Da? Da! Easy money! Ok, bye! Ce faci? Mă pup mie banii și pleci așa? Păi o să mă schimb! Oh, dar bună seara, mama mea! Bună seara, bună seara! Ce faceți? Uite, te așteptam. Mă așteptai? Da. Da? La ce te uiți aici? La Insula Iubirii? Sigur. Wow! Am venit să te salutăm eu împreună cu toți abonații mei. Vă pup! Da? Cât de dulce ne pup! Că astăzi, na, facem un vlog cum că cât de din dragoste mă pupă iubițica mea, atâția bani îi dau. Wow! Da. Norocosă! Da! Da? Poți la mod? Wow! Am strâns ceva? Și eu vreau să pup. Hai, pupă-mă! Da? Dar câți bani îmi dai? Nu știu, depinde. Nu? No? Cât merit? Da, a fost, fost din dragoste, zic eu, nu? Din dragoste, din... Nu zic cât mai bani. Wow, că n-am mai văzut 100 mai tău. 100 de euro. Trăiască. Nu, no, mai vreau unul, un pupic. Nu mai cât deja e. Pe interes. Nu mai trebuie unul aici. Da? Că nu poți să-mi dai nivel. Asta e de 200 de euro. Nu mai place, asta a fost mai dulce. Nu, nu mai. Hai, nu mă fă mișto de mine. Bine, și așa.
Thank you. Hello. Și bun, băieți și fete, cam atât a fost și cu vlogul acesta. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și hai să pup și acum. Yeah. Yeah.